بو لا شنو من العلاقة ثبت شو كنت في المات Mislim, to bi žnujetku geta. A, da, sigur kada. Pa ćeš ti se žoče gađika. Informato? Ghiță Mureșan, episodul al doilea, sau o zi petrecută cu cel mai înalt român din lume, clujeanul Ghiță Mureșan de 2 metri și 30 de centimetri. Ghiță a petrecut cu echipa de la culise o zi întreagă. Data trecută ați urmărit prima parte a acestei zile. Haideți să vedem ce au făcut în continuare și vă spun că e primul film pe care Ghiță Mureșan acceptă să-l facă pentru o televiziune din România. Da, vei acolo. Aha. A, sunt cu o gagică, nu? Nu sunt sigur. Ok. 10 minute, mă, nu 20. Gata? Da. Mă întrebați ce ești singur? Nu s-a mirat că l-ai spus? A. Știu că mai glumesc câteva. Deci e fratele neveste, nu? Da. E băiat foarte de treabă. Tu ai un frate doar? Păi mai am 3 frați și 2 surori. Și o grămadă de nepoți. O, ce bine, câți ai? Ce să nu? În vreo 20. A, aici, da. Aici, da. Nu. Bun. Trebuie să avem și noi o masă. Da. Jucăm în 15 echipe. Jucăm cu Trandafir, în echipa adversă. Da. Ce cu ochelarea la ochi, mă? Servus. El este cumnatul meu. Ingrid Mărărescu. Ingrid Mărărescu. Nu-i prea mult pentru mine, da? Nici. Lazar, Alexandru. Gabi. Servus. Trandafir. Și Petit. Da? Foarte, foarte finuț. Uite aici în ala. Nu la negru. Nu la negru. Da, ca am acolo puțin mulțimea la dreapta. Foarte. Ai, 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 Concentrează-te. Pe Gab. Oh my God. Gabi. Faci bine, dai. Ah, da, sigur că da. Dar ce știe să joace gagica. Aici, pe carta. Și e prietenul tău? Pentru Marian. Tu ești Marian? Da. Da? Și-a băgat-o pe ea în față, a? Ok. Îmi place foarte mult să dau autograf. Și mă simt foarte bine să dau autograf, adică pentru copii sunt nebunit să dau autograf, să văd cum se bucură și așa. Wow! Man! Good! Hai să protest și mergem. Cu ce? Ok. Mie îmi place foarte în România și cred că ar fi mult mai frumoasă dacă noi am îngrijit-o și n-am urățit-o, ar arăta mult mai mișto. Mie nu mi-e și rușine că sunt român, asta sunt, dar eu încerc să mă cultiv puțin.
Bănuiesc că și tu. Asta este o biserică foarte mișto. Este greco-catolică. Asta este un dintre centru Clujului, care e foarte frumos centru. Mi-mi place foarte mult centru. Da. Te-am obosit, nu? Da, da. Sunt puțin obosit. Am luat pe randul mic, foarte mult. Mă trezesc singur. Hai, bine că n-am fost eu prima. Ah, nu, am zis că m-ai sunat telefonul de dimineață. Hai să mergem stânga. Tu mai ai timp să mai vii, să mai faci o... mai bați o minge? Toată viața mea am făcut basket, de când am început basketul, până acum 3 ani, 4 ani, am făcut doar basket. Și ai zis că nu știi să mai faci altceva? Nu prea știu să fac altceva. Asta e adevărul, singurul lucru care l-am făcut de basket. Și școala mea am pierdut tot din cauza că mi-am dedicat viața mea pentru basket. Ce rog, Zoltaru. Hai, mea. Da? Roți în drept? Gavi? La culise. Roți în părăvină. Ciao. Da, poate că trec. Can? Mai cu frână, Gori, te-ai plăcut de bună după aia. Nu știu numai cu riverul să lovesc. Ce joapă e cu băieții? Și ce joapă... știu, arunc și la coșcă. Joci cu negra, vezi? Ok, perfect. Intră-mă la dribli, mă. Oh, stai, ok. Arunca. Stai. Bravo, băi, Sebi, bă! Oh, ce pustepă, bă! Bravo, bă, Ianuș! Hop, 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 hop! Lasă! La ce număr așa stau? Aghiță! Gata, Aghiță! Păi, Ghiță, ce înălțime ai? Nu, de la picior? Nu, mă, la... 2.30. El având 2.30 și nota aici în bazinul din Babeș. Și îi venea apa până aici, la piept. Și așa se plimba cu mâinile, așa, ca un crocodil. Stai aici, hai noroc! Cum zice, doamne? Hai, Ionică! Ia, Ionică, aici! Cum mai tare din Babeș! Gata! Gata, rog! O, la Ghiță îmi place, joacă și bine și basket și tenis, deci îi place sportul. Cum a fost meciul acesta cu el? Cum te-ai simțit? Frumos! Vreau să-mi spui câte ceva despre el. Adică așa, joacă bine. Am jucat cu Ghiță Mureșan, ce mi-a plăcut foarte mult. Prietenilor mei nu le spun pentru că vreau să mă vad la TVR și o să fie o surpriză pentru toți. Ce se întâmplă aici? Vreau să repet. Repet. Jean Benoit. Este primul reportaj care l-am făcut pentru o televiziune din România. Și ți-a plăcut cu noi sau nu ți-a plăcut? A fost foarte mișto. Puțin obositor după partida de tenis, dar a fost mișto. Să rămâne. La revedere, mersi mult. Ciao. Foarte bine. Ai, vă bani? Salut, Ghiță. Doamne ajută!